In absentia lucis, tenebre vincunt. Bună ziua, dragi prieteni, bine am reîntâlnit din nou la Buzitul Tăunilor. Începem direct în temă cu înțepat. Și pe cine să înțepăm mai întâi decât pe noi între noi, că așa e frumos. Nu e tocmai corect să începem să înțepăm pe alții, înainte de a încerca să ne examinăm și propriile efecte în situația care ajunge uneori să nu meargă chiar foarte bine. E un exercițiu oarecum dificil, pentru că instinctiv, pentru păstrarea și o protejarea propriului ego, se caută găsitul altcuiva pe care să dea vina, un țapi spășitor care explică într-un mod, să spunem, neclar, dar explică oarecum situația în care ne aflăm și în felul ăsta putem să fim liniștiți, să nu schimbăm nimic, spunând că nu era treaba noastră, acela trebuia să facă ceva, carul pe un trebuia să tragă de acei. Ce o fi fost, o fi fost. Așa că începem să ne uităm un pic mai critic la cei care dau lecții, mai exact intelectuali, și care de ceva vreme încep să ne explice pe tot felul de ecrane cât de nefericită situație este că publicul, electoratul, vulgul nu se la coadă la vorbele lor înțelepte, nu se adapă de la izvoare de înțelepciune și face cu totul altceva decât aceștia îl îndrumă. În acest fel, bineînțeles, detașându-se de orice vină, ei nici usturile nu au mâncat, nici gura nu le miroase, își fac treaba foarte bine și este întotdeauna treaba cu totul altcuiva, a publicului, a politicianului, a cui o fi, din punctul ăsta de vedere. Așa o fi oare? Discutăm astăzi cu invitatul nostru, domnul profesor de la Liceul Petru Iareș, domnul Iacob. Bine ați venit! Bine, ne-am regăsit la o porție de băzit, lumea la cap, da? Eu ar trebui să mă simt cu tăunele pe căciulă, pentru că sunt dintre intelectualii care dau lecții elevilor și aici sunt în postura în care transmit niște idei altor cam persoane. Pe undeva cam toți cei care sunt în postura asta, care au, își asumă sau li se asumă eticheta de intelectual, dau lecții într-un fel sau altul, neapărat într-un cadru organizat ca elevilor. Și am mai repetat chestiunea asta, e mai degrabă păguboasă ideea că lecțiile se dau doar în acel cadru organizat, care este fatalmente foarte limitat de-a lungul vieții și o societății. Poate fi adresată o fracțiune destul de mică de societate care sunt într-o situație diferită de a tuturor celorlalți, deci tipurile de lecții care pot fi transmise sunt relativ limitate din acest punct de vedere și probabil cu una din primele înțepături ar trebui să fie de ce ne limităm atât de mult doar la elevi, de ce nu căutăm metode de a ajunge și la alții care sunt până la urmă mult mai numeroși și poate cu efecte mult mai importante pentru cum funcționează societatea. Poate pentru că observăm că nu funcționează. Noi cei care se presupune că ar trebui să dăm lecții, să învățăm pe alții, să îndrumăm și observăm în jurul nostru că nu funcționează nici măcar în cadrul școlar, în cadrul sistemului. Și se pune întrebarea dacă nu funcționează la nivelul așteptărilor. Ce se întâmplă? Unde-i buba? Exact. Poate are legătură cu autoritatea celui care dă lecții, în sensul că una zice, alta face. Cum avem proverbul, nu fă ce face popa, fă ce zice popa, nu? Adică va fi aici o disonanță. Omul vede un exemplu sau ar trebui să vadă un exemplu, dar află alte lucruri despre... Eu cer elevului, de exemplu, să fie punctual la oră. Primul care trebuie să fie punctual, trebuie să fie profesorul. Dacă profesorul întârzie 3, 5, 10 minute la oră, ce autoritate mai ai să-i spui acum se vine? Pui absent? Asta e un exemplu așa, de la care putem ilustra
atitudinea asta, lipsa asta de autoritate pe care o vedem în societate. Și cum ar trebui obținută acea autoritate? Aici e probabil un element foarte important. N-am răspuns la treaba asta, la chestia asta. Oricum, pe termen scurt nu există soluție. Nu. Pe termen scurt... pe termen scurt se poate da cu ciocanul. Dar cu ciocanul riști să spargi mai mult decât să dregi ceva. Pe termene generaționale, poate prin interacțiunea cu alte culturi, unde respectul pentru reguli, pentru învățătură e de altă manieră și vedem, adică interacțiunea cu alte țări, alte civilizații. Ieșim noi afară, vin ei peste noi, companii străine care aduc o cultură organizațională de altă factură. Și le învățăm ei pe noi sau le învățăm noi pe ei? Da, mergem în ambele direcții. Eu cunosc cazuri din companii germane, de exemplu, cunosc un caz, n-am să dau un nume, cu filială în România, companie foarte mare din domeniul automotive, componente auto, software pentru automobile, care a trimis manager german de baștină, adică neamț născut, iar nu făcut, în România și după 6 luni îmi spuneau români care lucrau în preajma lui că a început să preia din obiceiurile noastre punctualitatea românească și toată atitudinea pe care o avem noi, mai superficială, ca să nu-i zic, mai deci teza expunerii nu funcționează chiar foarte bine în acest punct de vedere. Păcate, da. Deci dacă vrem să schimbăm ceva, trebuie să studiem în continuare, să găsim cam ce anume a dus la dezvoltarea unor elemente pe care noi le considerăm atractive și utile. Noi am început prin a copia, pur și simplu. Formele fără fond, exact. Iar tema este în continuare de foarte mare succes. Da. Inclusiv acum la capitolul politic, de exemplu, foarte mult prinde ideea de ce nu iei o lege de acolo și o aplici și o traduci la noi și o aplici cuvânt cuvânt. O pui exact cum este acolo. Și de aici avem tot felul de elemente legislative care, deși sunt perfect copiate după Germania sau Anglia sau de unde au fost fascinat chestiunea respectivă, constați că are efecte diferite. Pentru că legile sunt doar un aspect al întregului mecanism social. Contează foarte mult și cultura care le aplică. Pentru că o lege, până la urmă, este doar o colecție de puncte decenale pe hârtie. Are efect doar prin intermediul cui o citește, o înțelege, își modifică comportamentul în funcție de interpretarea respectivă. Și tot acest proces este un proces social, nu face nimeni în mod izolat tot acest lanț de citire, interpretare, aplicare, modificare a legii. Sunt organisme, se fac asociații, să spunem, grupuri de oameni care preiau activitatea asta și care au un anumit tip de influență. Din observațiile mele de-a lungul vieții, aș zice că noi mai avem o problemă. Nu cred că e specifică doar României, poate mai degrabă Estului, fost sovietic, în fine, părții ăștia de lume. Și anume că regulile scrise au limite foarte joase. E foarte important, există o cultură a legii pământului. De exemplu, într-o instituție, când vine cineva nou, se ghidează după fișa postului și vorbesc aici inclusiv de instituții de învățământ sau după regulamentul de funcționare al sistemului respectiv, al instituției respective, în forma lui scrisă, ci mai degrabă după practica pe care o vede în organizația. Se uită la colegi la cât se termină programul. Aia cam toată lumea pleacă cu un sfert de oră înainte. Ok. Nu contează că în hârtie, că în regulamente, că pe orarul afișat scrie 16. Dacă lumea pleacă pe la 15:40, începe să-și facă bagajelul, facem și noi chestia asta. Atitudinea față de șef, care e ierarhia în fișa de post, spune că e șeful de compartiment, față de care ar trebui, dacă vine un director mai de sus și îmi dă o comandă, văd că toți se pliază, ascultă de el. Și așa mai departe. Adică la noi regulile scrise spun într-un punct și nu prea departe.
Adică regulile scrise mai mult sunt o poză a situației decât o cauză a situației. Iar noi încercăm să le producem poza, da. Ajungem în situația la ce numea Feynman cult cargo cult, cultul cargoului, cultul mărfurilor. Așa. Este o formă mai modernă și mai cunoscută internațională a formelor fără fond, care este un termen, să zicem, localizat al nostru. El povestea într-una din celebrele lui lecturi o situație destul de hazlie, într-un fel, un aviator american mergea cu avionul prin Pacific și observă la un moment dat pe o insulă un teren de aterizare cu turn de control, cu militari care făceau exerciții cu arme în zonă. Foarte mirat, nu știa că să fie o bază americană sau de altă natură pe acolo, sună la bază. Știți, uite, aceea este o bază militară, a cui este, ce se întâmplă, nu știm nimic, o să trimitem o navă să studieze, să vadă care e situația acolo, pentru că după război erau, mă rog, nu puteai să leși asemenea ciudățenii neinvestigate. Când ajunge nava acolo, ce observă? Militarii erau băștinași, care se organizase în plutoane, care își făceau exerciții în fiecare zi foarte disciplinate. Aveau niște bețe care le foloseau pe post de, pe post de arme, prezentau o armă, tot restul. Foarte mirat, intră în legătură cu el și cu băștinașii și îi întreabă ce care faci ca chestiunea asta. Ăsta este ritualul pentru ca zeii transporturilor să ne trimită cargo, să ne trimită cadouri. Care era până la urmă istoria chestiunii. În timpul războiului, americanii foloseau tehnica island hopping. Nu cucerau toate insulele, făceau câte o bază, se luau câteva insule, insulele cu, ocupate de japonezi, erau lăsate în urmă pur și simplu fără suport și la un moment dat japonezii respectivi erau ușor de măturat, nu avea rost complici să cucerești chiar fiecare insulă cu pierdele de rigoare, prindeau doar câteva puncte esențiale. În aceste puncte esențiale, deseori mult în spatele linii oficiale, să spunem, a frontului, în ce măsură poate fi definită o linie a frontului în ocean, aprovizionarea nu putea să o facă naval, pentru că încă, probabil că exista riscuri submarine japoneze, nu știu ce mai întâmplă pe acolo. Așa că se făcea aerian, avioane de transport de mari dimensiuni, lansau cu parașutele, cargo mari, lezi, da, cu diverse chestiuni, mâncare, dulciu, ce-o fi transportate acolo. La parașutat, lucrurile nu ajungeau neapărat acolo unde mai luau curenții. Unde era în baza americană unde doreau. Destul de multe, ele mai aducea vântul prin diverse părți, iar băștinașii și erau foarte bucuroși de ele pentru că se găseau lucruri foarte, foarte interesante. Și totul bine, toate bune și frumoase, până când se termină războiul, americanii și-au evacuat trupele și, bineînțeles, nu s-a mai făcut aprovizionarea aeriană, că nu aveai de ce. Cadourile băștinașilor au dispărut. În momentul în care băștinașii au început să întrebe ce se întâmplă. De ce zeii nu ne mai trimit cargo? Și au stat și s-au gândit, au pus cap la cap și au zis, păi, ce se întâmpla de ne trimiteau zeii cargo? Uite, erau oamenii aceia acolo care făceau așa, să adunau dimineața, adunau, răcneau comenzi, facem și noi. Și s-au apucat să facă. Și au continuat mult și bine să repete ritualul ăsta, în speranța că zeii își vor îndrepta din nou fața spre băștinași și le vor trimite din nou cargo. Sună destul de aproape și undeva poate un pic mai înțepător decât forma fără fond, care e așa o exprimare mai elevată, să spunem. Aveau o scuză, cred că aveau o scuză serioasă băștinașii în cazul respectiv. Pur și simplu nu aveau contact cu restul lumii, nu știau. Asta era informația care a ajuns la ei? Asta era informația, exact. Asta au tras ei concluzia. Poate ar fi putut să aibă contact. Cât au stat acolo pe insulă, probabil că ar fi putut contacta și ceva american și să mai află care e chestiunea acolo, dar poate nici nu i-a interesat sau poate nici pe care n-ar fi putut să priceapă. Da. Adică când îi explici băștinașului că întâmplă niște chestiuni care el n-a văzut altceva mult în solar, aceea s-ar putea să-i spune poveste fără sens. Asta ne spune ceva și despre
limitele formării modelelor despre lume, la om. Dar mă gândeam, citeam zilele trecute despre critici la adresa inteligenței artificiale, vorba de, model, de tipurile astea noi de inteligență artificială generativă, care sunt acum foarte la modă, și că s-au făcut niște studii care au ajuns la concluzia că, de fapt, inteligența artificială nu poate învăța în afara informații cu care a fost antrenată. Sau ce puțin asta e estimare. Sperăm că e așa. Din discuția noastră de adineauri cu Băștinașii rezultă același lucru, dar despre om. Se pare că avem și noi niște limite totuși ale informațiile care au fost expuse. Să depășească și să descopere lucruri noi. Deci, chiar aș fi curios ce s-a întâmplat cu cum au evoluat Băștinașii ulterior, în deceniile următoare, pentru că ei n-au mai primit cadourile alea de la zei. De la zei pe care îi considerau. S-au mai întâmplat lucruri acolo. Adică s-au mai format niște națiuni, s-au format malaiezii, da. Le-au zis, băi, era război. Da, mai există, am înțeles, niște mici insule protejate, în sensul că nu se bagă nimeni acolo ca să păstreze un fel de zoo cu cultură umană primitivă. Mai apar la televiziune. Da, niște sunt foarte mici, lângă largul coastelor Indiei. Fusese un caz tot așa legat de al doilea război mondial și tot de zona Pacificului, cred că în Filipine, cu un soldat japonez care a rămas izolat, un infanterist japonez undeva pe o insuliță din asta, apăra punctul ăla, se terminase războiul, se dăduseră cele două... 40 de ani. Da, 30 ceva, 40 da, de ani. Da, da. Și nu a plecat de acolo până au discomandat. Primea ceva scrisori că Japonia a capitulat, că războiul e gata, hai acasă, nu, eu până nu primesc ordine. Dacă e propaganda americană. Da, că așa se face, exact. Care trimite propagandă, manifeste, că vezi că... Și, deci știți povestea, da. M-a amuzat când am citit-o. Zic, uite ce înseamnă fixația pe idei. O cultură care sună complet străin pentru noi. Da, 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 da. Adică, cumva, și-au interiorizat o piramidă din trasa de Maslow, în care starea lui era nesemnificativă față de obiectivul lui mai superior, să-și simtă partea ceva mai mare decât el. Au alte valori, alte... Exact, și atunci putem pune întrebarea dacă acele valori, sau măcar o parte de acele valori, ajungem la concluzia că sunt utile sau chiar importante pentru niște avansuri pe care le-am dori, ar trebui în cazul ăsta să studiem cum au apărut, în speranța că vom putea descoperi căi de a ajunge la ele, pentru că nu putem reproduce acum același drum. Pur și simplu nu mai este disponibil. Orice situație depinde de starea inițială în care pornim. Adică nu mai putem trece printr-un ev mediu. Exact. Cu feudalist, cu tot sau ce presupune. Putem descoperi eventual diverse componente, cum au fost ele generate. Cu pedepsele generate din evul mediu sau din antichitate sau din preistorie, care aveau brutalitatea lor și care au indus niște comportamente. Acum Și comportamentele acelea s-ar putea să fie utile în alt context. Da. Și nu sunt de la sine. Tot vorbeam, se poartă la noi modelul suedez, modelul nordic. Ce bine o duc ei, hai să facem ca ei și o să meargă. Da, dar la ei, legea principală a lor nu e scrisă nicăieri. E legea lui Jante sau Iante, cum se citește? Se scrie cu Jante. Nu știu. Care e o lege care nu apare niciun cod, dar care este universală, practic. E practic o formă de umilință. De fapt, pe undeva aproape baza creștinismului. Creștinismul ar trebui să fie tot, să promoveze tot umilința. În practică, există variații aici. Cum au ajuns ei să generalizeze această lege, e mai greu de spus, deși presupun că am putea să ne gândim că ar fi o legătură cu modul războinic și cu viața războinică și grea vikingilor. De acolo trăiau într-o zonă destul de puțin generoasă, agricol sau altcumva. Da. Așa că trăiau practic mai mult de jaf. Asta i-a împins exact spre expediții de explorare și de... Exact, și-au găsit acolo o nișă, să spunem, de jefuire a altor care trăiau în teritorii mai bine cuvântate, ceea ce implica o capacitate de organizare. Pentru că nu erau vecinii, trebuiau să știi să faci corăbii, să înveți să navighezi,
să ai o organizare ca să ajungi totuși acolo, nu pe corăbii, nu se merge, erau nu se merge pe democrație. Partea de navigație și partea militară, că după ce ajungeai trebuia să te șebați exact, cu localnicii, să cucerești. Exact, iar da. Partea militară, de fapt, până la urmă, aici este probabil unul din motivele pentru care vedem repetate ceva similar, cam în toate civilizațiile mari care am vrea să le imităm, cel puțin ca efecte. Marea lor majoritate s-au forjat în război. Războiul fiind un judecător foarte dur. Acolo nu poți să... Nu te ajută foarte mult vorba dulce, nu prea poți să manipulezi mare lucru. În momentul în care te bați, cine a trăit, ăla a câștigat. Ceilalți pot să fie oricât de frumoși, rafinați, drept și așa mai departe. Dacă nu au fost în stare să agrege suficientă putere încât să reziste și să obțină victoria, pur și simplu au dispărut. Dar nu toate popoarele au trecut prin război ca mijloc de, să zicem, selectare a tipului de cultură. Există, în general, dar au trecut prin necesități, aș spune. Și atunci, necesități sunt de multe feluri. Problema cu războiul că nu ți-l alegi neapărat. Războiul vine peste tine deseori. Da. Adică ideea că un popor este nativ, pașnic și o duce și o aduce foarte minunat pe termen nelimitat, e destul de naivă, mai ales în contextul de atunci, când nu existau posibilități de echilibrarea puterii prin tratate cu alte puteri care să compenseze și o lipsa ta de capacități militare, cum este acum, când puterea militară Statele Unite protejează și zone care singure nu ar putea poate să se apere. La vremea aceea trebuia cam fiecare să se descurce cumva, el și cam cu vecinii, nu mult mai mult, de atât, la distanță nu exista posibilitatea de proiecție a puterii. Și ce puțin n-aveau portavioane nucleare și bombardiere care să meargă la 10.000 de kilometri să... Sunt lucruri care nu se pot face... Să stopeze niște agresiuni sau... Da. Sunt elemente care nu se pot face decât prin agregare masivă. Pentru că unirea face puterea și o putere masivă o poți face doar pentru o unire masivă, care la ora actuală este de dimensiuni continentale. Deci acum marile puteri nu mai sunt ce au fost cândva cele europene, care sunt în cel mai bun caz puteri de mâna a doua. Da, pe vremea când puterile europene erau mari puteri, erau și ele dimensiuni continentale sau supracontinentale pentru că aveau imperii coloniale. Exact. Imperiul britanic, spaniol. Exact. Da. Exact. Dar, și scoteau resurse de acolo. Exact. Obțineau resurse care nu au fost întotdeauna folosite foarte inteligent, să spunem. Spania, de pildă, sau Portugalia au avut imperii imense, cu resurse imense și au ajuns... Imperiul în care soarele nu apunea niciodată. Exact. Spaniol. Și au ajuns să fie țări cam la coada Uniunii Europene. Deja ne apropiem noi de poziția lor. Pentru că resursele nu înseamnă neapărat destin. Depinde foarte mult cum le folosești și câteodată să ai prea multe resurse poate să vină mai degrabă un fel de blestem. Pentru că nu-ți mai poți dezvolta capacitățile interne și cam asta s-a întâmplat cu Spania. Ai prea multe resurse, confort, ai resurse, tu ce ai nevești, să mai faci? Lucrurile astea se întâmplă și în coace, se numește bala olandeză. Olanda și-a blocat dezvoltarea destul de mult datorită faptului că au descoperit gaz metan în Marea Nordului. Chiar terestru, Groningen, cred că ceva de genul ăsta se numește zăcământul. Da. Gazul acela metan a venit cu mult, a adus multe venituri, a crescut nivelul de trai și în felul ăsta afacerea de acolo nu mai fost competitive. Și s-au deplasat, au plecat în alte părți și acum în destul de puține locuri mai sunt propriu-zis competitivi, unul din puținele fiind... Agricultura. Agricultura olandeză e foarte performantă. Da, și-a păstrat din tradiție partea zootehnică, deși și acolo sunt niște probleme că cumva ieși la modă ecologismul și încep să se pună niște limite pe partea de zootehnie. Da. De exemplu, raportat, dacă vrem să fim cât de cât obiectivi, raportat la numărul de locuitori, cred că Olanda este cel mai mare exportator agricol din lume. Pe partea de zootehnie. Floricultură, horticultură și acolo exact. Nu o populație foarte multă. Nu, și lucrează foarte intensiv, foarte randamente foarte mari.
Vreau să mai spuneți că sunt olandezii... De orice punct să facem. Olandezii care mai fi performanți la... microelectronică. Da. Fac niște elemente, ASML face echipamente pentru făcut chipuri de înaltă performanță. Care are un fel de monopol pe chestia asta, să zicem. Sunt cam singurii care fac la... Da, dar se fac eforturi mărișoare să fie găsite soluții alternative, mai ales acum chinezii investesc imens în acest domeniu. Da. Dar dacă tot vorbim de olandezi și de cum obțin putere, au obținut totuși multă putere pentru o țară care e mai nimic. Adică, dacă ne uităm pe harta medievală, acolo era bare. Și au reușit totuși cumva... Au și fost într-o perioadă cuceriți, ocupați de spanioli. De Habsburgi, exact. Parte exact. Din Imperiul Spaniol. Exact. Și ei chiar și-au cucerit independența prin luptă. Da. Foarte dură, foarte sângeroasă. Deci au reușit să înfrângă mari imperii cu o mână de oameni. Asta nu puteau face decât prin o capacitate de cooperare extraordinară. Nici un oraș de acolo, că era un grup de orașe. Să spunem... Ca și povestea Italiei și a Germaniei în Evul Mediu. Orașe care sunt mai aici unde ne-au întrebat. Și poate chiar Statelor Unite, dacă ne gândim când și-au obținut independența. Da, deci cumva de state diferite au reușit cumva performanța să agrege și să stea și să lupte și să moară împreună. Pentru că ăsta e elementul cel mai delicat, să spunem, și important al războiului. Trebuie să fii dispuși să mori pentru ceva mai mare decât tine. Trebuie să fii capabil să cooperezi pentru asemenea scopuri, deci să nu fii individualist. Deci oricât am crede noi pe cei de olandezi și americani ca fiind grozav de individualiști, ei sunt exact opusul. Doar că la ei această cooperare nu este impusă prin lege, ea este aculturalizată. Cred că e și selectivă. Dacă au percep riscuri externe, se coalizează, se solidarizează luptă. Dacă sunt într-un mediu permisiv, să spunem, relaxat, pace, de exemplu, atunci intră în competiții unii cu alții. Sau dacă ai alternativă. Pentru că dacă ai alternativa, de exemplu, în loc să te lupți cu dușmanul când vine să-ți ia gâtul, te muți undeva în păduri, în munți și aștepți să treacă. Cazul nostru. Ce rost are să te mai complici, să-ți riști viața, când poți să scapi individual și mai vedem noi ce facem ulterior. Da, de asta spun că noi suntem pe undeva copiii carpaților care ne-au oferit o protecție de... Ăsta este probabil principalul motiv pentru care noi suntem această insulă latină într-o mare slavă. La vremea aceea formării armării europarilor, principala, să zicem, ocupație, specializare tribală, nici măcar nu poate să fie tribală, să zicem, locală, fiind creșterea animalelor permisă de un trai semisedentar în munți, care oferea și oarecare protecție. În momentul în care veneau diverse invazii, noi mergeam frumos la munte, invazii nu se întâmplau iarna, noi coboram la câmp iarna, unde mai făceam schimburi comerciale, mai luam mâncare de acolo, de la slavi. Zona de câmpie era în acea perioadă dominată destul de copios de tribu slave, care se ocupau de culturi agricole doar la câmpie, ei nu urcau nici măcar la deal. Și granițele nu erau geografice la nivel de țară, ci geografice la nivel de forme de relief pe undeva. Erau oarecum specializate, fiecare pe zona lui, și pur și simplu în nișa noastră nu era multă presiune. Nici nu erau multe resurse, nu puteai să ajungi să faci mari averi sau mari construcții crescând câteva oi, dar pe de altă parte puteai să supraviețuiești. Și în felul ăsta ne-am aculturalizat într-o soluție relativ individualistă, în care fiecare îl interesează doar ce face el și tribul lui. Un sistem cu o ierarhie sau oricum plată. În comunități mai restrânse, aș exact, zice. Obști. Da. E termenul, care nici măcar nu creșteau chiar foarte mult. Hibătul care creșteau, ziceam, erau timpuri bune și creșteau natural, apărea un fenomen care se numea roirea obștilor. Când se separau tinerii mai cu mai o nouă familie, o nouă regină, mai capabili și mai curajoși și cu oarecare stare, își formau, deveneau bacii proprii obști și cu o ierarhie foarte plată. Exista baciu care avea o putere absolută fără să fie neapărat el puternic, doar prin faptul că el, prin faptul că exista, transmitea mesajul că știe el ce știe. Și atunci tot restul
obști, da, cumva asculta... o autoritate naturală, să zicem. Autoritate naturală, pur și simplu, prin faptul că existi. Dacă cineva, știu și eu, avea idei periculoase sau naive, obștea lui probabil dispărea destul de repede și nu se transmitea mai departe tradiția acelui, și atunci ei se învăța. Un fel de selecție istorică, naturală. Exact, o selecție, da, culturală, pentru că, cum mai discutam, cam așa apar, așa au apărut culturile care le vedem. Deci, ce vedem acum este un rezultat al unor presiuni evolutive, până la urmă, pe domeniul cultural. Deci niște necesități culturale, nu naturale, neapărat necesități, economice, s-a întâmplat să fie adaptate pentru un anumit mediu. Istorice, vecini. Exact. Deci, într-un context, da, au apărut persoane, ființe adaptate. Ideea că una ar fi mai evoluată decât alta e o idee destul de dubioasă, să zicem, din orice punct de vedere. Orice ființă actuală este la fel de evoluată ca oricare alta. Tot atât timp a evoluat. Dar unele linișe au permis anumitor animale să, sau plante, să zicem, să persiste, altele s-au închis mai repede și ce nu s-a putut adapta sau transforma ceva care să adapteze, pur și simplu au dispărut din mediu. Dar s-ar putea spune în istoria mai recentă, medievală și modernă a României, nu s-ar putea spune că noi n-am fost supuși unor presiuni, nu? Cel puțin în școală să învață, că noi am fost aici la intersecția unor drumuri, imperii, ba turcii, ba rușii, ba austriecii, ba polonezii, ba care au mai fost și au venit peste noi. Și atunci m-aș întreba, noi de ce n-am reacționat crescând, mai ales că avem specificul ăsta latin, să zicem, și ne identificam, ne distingeam de vecinii noștri, să creștem și noi o cultură care să ducă la o agregare de putere și să opunem rezistență și să devenim un stat cum a devenit Olanda. Că Olanda a fost cucerită și supusă de spanioli și a suferit sub spanioli, s-au bătut cu spaniolii și au căpătat independență, după care a devenit ea și a construit imperiul colonial. Exact, exact. Nu, exact. Indonezia a fost colonie olandeză, Indiile... Okay. Deci am putea să începem cu prima întrebare. De ce... Cum am reacționat noi? Cum am răspuns noi la presiunile astea? Primul punct ar fi, sigur, povestea aceea transmisă la orele de istorie, că noi am fost nu doar la Răspântie, ci chiar peptul care le-a apărat Răspântia, este reală sau e doar o poveste? Într-o măsură este reală, fără discuții, că au fost niște lupte, niște rezistențe care s-au opus unii domnitori mai mult, alții mai puțin, niște cetăți care s-au construit ca fortificații. Întrebarea este, am fost mai altfel decât alții? Adică găsim alte zone istorice care s-au fost și printr-o minune protejate, n-a trecut nimeni pe acolo și au dus-o minunat și de asta sunt ei așa avansați față de noi? Nu știu cum măsurăm asta. E o narațiune populară. Nu știu cum măsurăm nivelul de presiune la care noi am fost expuși față de alții. Să uităm, de exemplu, la câți au murit în război. Să uităm în războiul de 100 de ani, de exemplu, câți au murit acolo. Sau în... Și ar veni răspunsul că a durat 100 și ceva de ani războiul ăla, de aia au murit. Sau unele compate, cum au fost și o războaie religioase din zona Germaniei. Care au, de 30 de ani care au fost, exact, principalul. Foarte concentrate, dar da, nu au fost nici pe departe izolate, adică sunt zonele respective au avut războaie foarte serioase. Aici și foarte ar putea dure, veni răspunsul că au murit mai mulți pentru că e densitatea mai mare de populație în Europa de vest, fiind o peninsulă mai restrânsă. Exact, și mai în primul rând că s-au luptat. Și s-au agregat, s-au dus să se bată. În care apare o bătălie directă, pitch battle, nu știu cum se spune în românește. Acolo, asta e situația. Cei care pierd, în general, au și pierderi considerabile, dacă nu totale. Dar ei nu aveau altă opțiune. Fiind o zonă de câmpie, zona germană, mai de exemplu, sau Franța, acolo nu aveai opțiunea să te ascunzi undeva. Deci grupul acela mare, noi am avut această opțiune, am avut nici aceasta care pe de o parte nu permitea dezvoltare fantastică, dar pe de altă parte permitea o oarecare mică protecție, deci se putea rezista acolo. În momentul în care încerca cineva să ridice mai mult capul, în momentul respectiv devenea un țintă, un pericol pentru cei mult mai puternici și organizați, specializați în acest lucru. Da, cred că și pentru comunitatea lui devenea un pericol, pentru că atrăgea o reacție mai sălbatică, mai brutală din partea invadatorului. Și în felul ăsta, deci atât nu ar fi fost o caracteristică adaptivă, din punctul ăsta de vedere.
Și s-a selectat cultural, s-a selectat cumva, cultural, caracteristica asta de fiecare pentru el, capul plecat Sabia nu-l tai, mă ascund la exact, nu neapărat cap, plecat în sensul, nu în sensul că te duci în, neapărat să te ia de sclav, ci pleci cumva de acolo, da, și după aceea faci chef, după aceea faci ăla care faci. Da, și în sensul ăsta. Da, da. Ei, dar exista această opțiune și s-a dovedit adaptivă și nu ne temerea că așa, asta e situația. N-am trecut prin situații nici măcar în care să trebuiască să ne construim singuri. Irlandezii au trecut prin faza în care ei și-au construit acel pământ acolo. Și-au extins țara, da. Că și ei au venit la origine, olandezii nu sunt cumva legați cu danezii, cu vikingii, pentru că în aceeași zonă culturală se trag, limbile parcă seamănă. Sunt limbi germanice. Toate sunt germanice din Scandinavia, mai puțin finlandeza. Deci au o origine comună etnică și lingvistică. Fac parte din marea familia popoarelor germanice. Cert este că au învățat să coopereze împreună. Dar nu aș putea să spun, vă trebuie un istoric aici sau ne-ar fi de folos un istoric. Trebuie să ne uităm amănunții, dar ca idee, au învățat cumva, au primit și ei când și-au format țara, au primit cumva tradiția cooperării pentru scopuri mai înalte. Și au reușit să facă acele imense baraje și morile care pompau apă ca să sece mări, că mare parte în Olanda sunt foste mări. Lacuri, golfuri, mai degrabă. Da, ce a fost la chestiunea aceea. Deci, cum spunea cineva foarte frumos, ei au crescut cu degetul în gaura digului. Și chiar când se certau între ei și chiar luptau între ei, erau capabili să coopereze peste disputa locală. Deci, erau ceva de genul două orașe erau în război, dar se stabilea că miercuri toată lumea merge și repară digul. Că se luptau toată lumea mergea și repara digul, deci se băteau iarăși. O chestiune care nu ni se pare complet absurdă. Cumva ce făceau grecii cu jocurile olimpice, nu? Era perioada aia, era pace triburile de Ahei. Da, exceptând situația că jocurile olimpice nu erau de viață și de moarte, cum este prăbușirea digului. Da. Deci au reușit cumva să învețe să coopereze pentru un scop mai înalt și acest spirit de cooperare s-a transmis iarăși nescris nicăieri în nicio lege. Ei totuși cumva încurajează, sigur, individualitatea în sensul productiv, dar știu cumva să coopereze pentru scopuri mai înalte. Și asta e o chestiune iarăși care trebuie să o învățăm, să spunem, dacă vrem să atragem aceleași avantaje a acestei abordări. Pentru că varianta cealaltă, tradiția noastră, este să stăm acolo, ne descurcăm fiecare în dreptul lui, cine moare asta este, cine bine că s-a descurcat și ne orientăm cam cine e puternicul zilei și la care să ne așteptăm. Adică e important să ne uităm la cine, când se schimbă puterea, să nu cumva să rămânem agățați de celălalt slab și să ajungem să se răzbune unul sau altul pe noi. În ce privește chestiunea cu popoarele, cu drumurile comerciale, au fost într-adevăr drumuri comerciale pe aici, dar o chestiune foarte interesantă este o hartă a drumurilor comerciale în Europa la anul 1000. Este o mare gaură albă în jurul Carpaților. Drumurile comerciale ne înconjurau, nu treceau pe la noi, treceau pe cursurile de apă. Valea Siretului era ceva. Da, pe cursurile de apă, în jurul Carpaților. Da, da. Deci erau, nu, Carpații nu era nevoie să fie parcuși, cum erau Alpii, de exemplu, totuși, sau chiar Pirinei. Și totuși Brașovul era cetate negustorească de vamă, pentru că era drum comercial care venea dinspre Europa Centrală, intra prin Transilvania și prin Brașov și după aia pe Valea Prahovei cobora spre București, încolo, spre unde urma să apară ulterior București. Se întâlnea cu drumul ăsta pe Valea Siretului cumva, dacă știu bine. Da, deci erau în Brașov, era foarte important pentru noi, dar la nivel la nivel global, să spunem, la nivel european, la nivel european și global, conta puțin. Era secundar. E exact, aproape invizibil. Am pus harta pe ecran. Din ce perioadă? În jurul anului 1000. Foarte, nu existau principatele, voievodatele. Înainte, da. Deci cam acolo, până la urmă, e perioada de formare a poporului român. Perioada de etnogeneză. Și chiar mă uit acolo și vine mare parte e din... ca nordul Scandinaviei, zona muntoasă din Scandinavia, adică aproape nimic. Ori la noi, ori la cercul polar, cam tot. Da, în Scandinavia mai erau totuși traseele comerciale maritime. Noi și la capitolul ăsta suntem un pic
în afara centrului, pentru că nici măcar comerțul pe Marea Neagră nu trecea pe la noi, se ducea undeva către Dnipru, iarăși cu vikingi, iarăși cu care au ajuns aici, aici se chemau altcumva, dar... Varegi, varegi, exact. Rusia, da. Mă uitam la ceas și aș zice că poate n-ar fi rău să revenim la ce e de făcut de acum înainte cu noi. Exact, ca să creștem. Exact, 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 e foarte important, dar ca să putem, și știu eu, bâșbâia, bănuim măcar în ce parte ar trebui mers, e important să, să încercăm să aflăm cum anume funcționează mașinăria cu care lucrăm. Și experimente nu prea pot fi desfășurate. Cam singurul mod în care să obținem astfel de informații sunt istoria, cele istorice. Vedem studiile cum, istorice, exact, da. Vedem ce s-a întâmplat, cum a evoluat. O concluzie. Necesitatea, nevoia, presiunea. Nu prea... Eu nu cred că oamenii se schimbă nici la nivel individual, nici la nivel mai amplu de comunități sau de națiuni, dacă nu se exercită presiuni suficiente ca intensitate și ca durată. Bun, asta e o concluzie destul de, negativă, pentru că înseamnă, da, că nu se poate schimba în condițiile de pace. Poate greșesc, da. Adică... Asta spun. Aparent, trăim niște timpuri, nu vorbesc strict de momentul actual unde încep să apară războaie și poate vreo recesiune. Chiar, apar, care... chiar încep să apară, asta e problema. Da, plus o recesiune care pare să vină din Europa de vest și probabil ne va atinge și pe noi cumva. Inflație. Dar, în general, această perioadă istorică e o perioadă favorabilă. Oamenii au confort, avem bani, avem pace, avem NATO, avem tot felul de lucruri care n-au de ce să ne împingă spre mari schimbări, extraordinar de mari schimbări. Okay, deci, și schimbările care se fac acum la noi în țară sau după revoluție. Deci necesitatea... Tot din afară vin. Deci nu putem apela la necesitate imperativă ca factor de... Nu avem de unde să o luăm. Okay, nu deci e disponibilă. Exact. Asta înseamnă deci, că ar trebui găsite alte metode. Necesitatea este, desigur, cea mai eficientă. Nevoia e mama învățăturii, nu? Exact. Dar cealaltă, educația... Dar într-o epocă de... relaxare, confort, așa, e greu de scos. Cum se face în asemenea situații? Putem găsi popoare care au reușit să se deplaseze chiar și fără o necesitate absolut imediată? Și am putea găsi exemple, poate chiar la suedești. Suedeșii au avut cândva un mare imperiu și, mă rog, și norvegieni, dar puterea lor s-a prăbușit la un moment dat când au învățat și restul europenilor să lupte și au ajuns să destul de săraci și niște crescători de capre, le spuneau unii. Și totuși aveau o chestiune foarte interesantă, alfabetizare pe 90 ceva la sută, pe timpul când noi aveam și eu, poate 10. Bun, deci nu aveau necesitate. Să crești capre, n-ai nevoie de citit. Educația. Deci cumva și-au găsit cineva, într-un fel sau altul, a împins, cumva, a convins cumva oamenii că este interesant și util să citească, să studieze. Ar fi interesant de înțeles, de descoperit, ce i-a mânat pe ei în lupta asta a alfabetizării. Faptul că stăteau mult în casă, că era frig și zilele scurte și cum e vremea. O explicație mai bună ar fi protestantism. Bun, dar protestantismul a ocupat, a dominat toată jumătatea nordică a Europei, nu doar și jumătatea nordică a Europei este cea mai performantă acum. Performantă, mai deci, austeră, mai atentă la cheltuieli, exact. Cu bugete și excedentare. Și educată. De multe ori. Și educată. Și cine a împins în chestiunea asta? Nu neapărat faptul că a apărut o religie nouă, cât că acea nouă religie, sau mă rog, acea fractură din... Schimba puțin accentul. Nu. Renunțase la tradiție ca bază a cunoașterii, a înțelegerii. Explicația lor era ceva de genul Biserica Catolică a ajuns să fie coruptă. Învățăturile transmise sunt corupte. Nu mai putem asculta ce spune și eu un preot, un ierarh care își trage de obicei pe turta lui... Fă ce spune popa, nu ce face el. Și unul din preceptele care au venit a fost sola scriptura, că contează doar ce scrie în scriptură. Nu ce spune unul sau altul, au renunțat la ideea de tradiție, care este foarte importantă și în ortodoxie și în catolicism. Da. Și au spus, nu, domnule, ne uităm ce scrie în carte, atunci înseamnă că trebuie să știm să citim, trebuie să știm să înțelegem ce scrie în carte, trebuie să știm să dezbatem între noi încât să înțelegem înțelesuri ascunse,
și să ne descurcăm cumva fără o ierarhie care a fost percepută ca fiind impusă, păguboasă cumva, sau poate chiar indusă într-un fel sau impusă, sau impusă. Da, nu știu dacă a fost neapărat impusă. Ierarhic. A fost istorie complicată, dar cert e că principiul o categorie de oameni, pastorii protestanți, au umblau din casă în casă, din cătun în cătun și învățau pe oameni să înveți, să citească, da, să dezbată, să facă tot felul de chestiuni de genul ăsta, transmitând în acest fel corelați cu educația, inventarea tiparului cu litere mobile, Gutenberg, exact, care tot cam în perioada exact. Păi, fără el nu era, n-avea ce citi. Câte vreme cărțile se copiau de mână, nu era niciun exemplar. Dar știm prea bine că principiul ăsta de interpretare personală, lectură și interpretarea Scripturii a dus la un alt fenomen, nu știu dacă să spun că e o problemă, nu am calificarea, n-am opinie în privința asta, dar e un fenomen care a apărut la mișcarea, în religia protestantă, și anume fractura și apariția de puzderie de culte, de confesiuni protestante, de culte neoprotestante peste ocean în America. De aici au plecat, pentru că au zis, lasă-mă pe mine să citesc, să-mi dau eu cu părerea ce spune la versetul, la cartea cu tare din Noul Testament. Și care au învățat cumva să coopereze în pofida disensiunilor. Deci ei se luptă între ei agresiv, dar cumva trag cam în aceeași parte. Vorbim de inclusiv, care perioadă? Inclusiv în America. De perioada contemporană? Și să fie contemporan. În principiu, i-au reușit totuși protestanții, că asta a dus undeva și la războaiele protestante, au reușit, protestanții s-au agregat și au luptat împreună cu puterea masivă de atunci, care era, aparținea, sigur, bisericii catolice. Știm, în Franța au avut chiar, au fost evacuați cu forța, cu războaiele hotentoților, și au ajuns în Olanda, unde au contribuit la creșterea zonei respective. Deci au avut o perioadă în care s-au... Au fost războaie, deci războaiele religioase, astea sunt. Deci, pe undeva este un efect al apariției tiparului chiar. Aici e o chestiune și care trebuie să o luăm în considerare, pentru că, practic, într-un fel, repetăm același lucru. Și acum s-a schimbat o tehnologie, ceea ce a dat peste cap multe, să zicem, structuri culturale care funcționau cât și de cât. Și, într-adevăr, războaiele religioase europene au fost, în mare măsură, un efect al tiparului, care a schimbat modul în care se transmite cunoașterea. Înainte se transmitea ierarhic, pentru că cărți erau relativ puține, puteau fi citite doar de persoane specializate, călugări din mănăstiri, care transmiteau oral. Și se transmitea doar oral și doar ierarhic și venea și cu autoritate. Uiți trei sferturi din ce ai auzit. Deci autoritatea era, pentru că persoana aceea era cel care nu numai că știa și a citit și a fusese în dezbatere, pentru că erau în continuare dezbateri, sunt celebre, nu celebre dezbateri religioase care au existat în diversele concilii. Adică religia nu a fost niciodată o chestiune bătută în cuie, asta este cea ideală, chiar dacă asta se susține că fiecare zice că a lui este cea adevărată și oricine altcineva este un eretic. În realitate, orice religie are diverse viziuni, interpretări și modul în care se poate totuși coopera în pofida disputelor, deci și de pe undeva diverse, cum se va ajunge într-un fel, pentru că pe o parte ajută oarecare exprimarea purității, ajută la agregarea unui grup, pe de altă parte, prea multă puritate face acel grup prea mic pentru a putea rezista un grup mai mare. Și grupuri mai largi nu puteau fi agregate altcumva decât menținând acel echilibru între... Vedem fenomenul, fac doar ce se numește la noi în ortodoxism economie, principiul economiei. Adică avem niște dogme foarte clare, dar care nu se aplică literal, se aplică în așa fel încât să fie productive. Ca și în domeniul juridic, litera, respectiv spiritul legii. Câtă marjă lași. Îmi spunea că fenomenul ăsta de principii prea rigid aplicate îl vedem în politica contemporană românească. Poate duce la partide care nu reușesc să iasă dintr-o bulă și rămân mereu mici acolo, pentru că
cumva nu reușesc să atragă din exterior. Da, și încearcă să devină din ce în ce mai pure și din ce în ce mai definite pe și direcția acolo, așa, la niște și ajung să nu mai conteze. Nu, avem, nu avem un partid de umbrelă care să agrege suficient de multă putere. Dar asta e un fenomen european. Nu prea mai există nicăieri în Europa acum guverne făcute dintr-un singur partid care să aibă majoritate. Da, și asta, alianțe, asta putea fi pe undeva la rândul un efect al... Secundar al educației. Nu, nu mai educații. Oamenii își dau părere. Al sistemului electoral. Sistemul electoral european este în principal concentrat pe direcția de vot proporțional, care permite să fie multe voci, să fie reprezentante multe idei care să dezbată în parlamente. Și treaba funcționează acolo unde acele dezbateri chiar pot avea loc, cum sunt în țările nordice, acolo sunt o mulțime de partide și totuși reușesc să creeze guverne stabile pentru că discută între ele într-un mod, să spunem, onest. În multe alte zone, discuțiile la acel nivel nu se pot face, pentru că în momentul în care discuți cu o opoziție, îți pierzi alegătorii, îți pierzi masa electorală. Și atunci partidele se limitează din ce în ce mai mult pentru a-și păstra acea masă electorală din nucleul ce în ce mai mică. Dur, exact. Zicem, da. Și se ajunge în situația în care marea masă nu mai este reprezentată de nimeni, pentru că fiecare din cea mai rămas are ceva care nu este atractiv. Și se intră în niște blocaje care pot fi, până la urmă, să fie asta un fenomen pentru care, cel puțin la alegerile generale, la noi în ultimii ani, ultimele rânduri de alegeri, participarea la vot e micuță, sub 50%. E un la prezidențiale acolo e polarizare mai mare. În timp ce sistemele majoritare, cum au americane și englezii, acolo, practic, în situații în care lumea nu are încredere, cum este în țările nordice, când nu există încredere socială, practic, ești obligat să rămâi cu două partide. Și negocierea nu mai are loc în Parlament, are loc în societate, înainte de alegeri, cu cine din cele două alegeri, eventual se mută la unul altul, în momentul în care se sesizezi că și în partea ta a deviat prea mult în cealaltă parte. Și de asta se întâmplă situații în care, cum a fi, de exemplu, Donald Trump, el a fost democrat și acum a ajuns președinte pe etichetul republicanilor. Dar, deci se menține o oarecare dezbatere care în situații proporționale cu grad de încredere, un societăți cu grad redus de încredere, nu mai are loc nicăieri. La nivel social nu mai are loc pentru că fiecare stă în bula lui. La nivel parlamentar nu mai are loc pentru că își pierde bula. Și atunci nu prea mai cum să faci agregare și nu mai cum să aduci putere. Deci eu observ acum un soi de campanie preelectorală la noi în România, când mai multe partide, dacă nu cumva toate parlamentare, mai puțin UDMR-ul care are clar nișa aia etnică, să zicem, atacă, sau cum să spun, care ar fi formularea corectă, încearcă să rupă din bula cea mai mare patriotic-naționalistă, toți se duc acolo, acolo par să se ducă bătăliile și acolo estimez eu că vor fi luptele în perioada electorală care urmează până la alegerile de anul viitor. Da. Adică nu stau izolați numai pe bula lor, încearcă să mai colecteze ceva de pe la vecini. Pentru că pare să fie o bulă promițătoare acolo. Zona asta, apelul la sentimentul național. E o temă interesantă pe care o să o explorăm în emisiunea viitoare. Da. Okay. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumim, dragi mulțumim. Prieteni. La revedere. Toate și sărbători fericite. Corect. La mulți ani. Să trăim.